Tunel Urban București este noul proiect al candidatului PNL la primăria capitalei Sebastian Burduja, prin care își propune să lege nordul de centrul capitalei, dar și mai departe. O astfel de investiție ar descongestiona traficul și ar reda spațiul de suprafață al oamenilor. E un oraș blocat. Bucureștiul a rămas parcă încremenit în timp, nu și-a dezvoltat infrastructura de mobilitate și nu mă refer doar la infrastructura pentru mașini. Mă refer și la benzunice, s-a făcut prea puțin, Asta e realitatea. Mă refer la piste de biciclete, nu s-a făcut aproape nimic în ultimii ani. Un oraș modern, un oraș pentru oameni, nu pentru mașini. Asta este realitatea. Ce trebuie să facem cu mașinile? Să le ducem în subteran. Nici măcar în suprateran. Pasajele supraterane, am văzut cred unul inaugurat în ultimii patru ani. Mai... Am un proiect care practic leagă nordul de centrul capitalei și mai departe. Nu fac cu mulți specialiști. Eu îi spun tub. Tunel Așa, în... Urban București. A. Ce vreau să fac este să începem acest proiect care va lega pasajul de la Piața Presei Libere cu Piața Arcului de Triunf, Gol, Victoriei, Romană, Universitate, Unirii, Tineretului. Dacă avem axa asta care taie practic orașul de la nord înspre sud, descongestionăm traficul și redăm spațiile de suprafață oamenilor.